Am cumpărat absolut toate produsele de patiserie de la Lidl. Am ajuns cu el acasă, ia uitați câte sunt. Doamne, deci nici nu le-am numărat. O să le numărăm imediat. Trebuie să le scoatem de aici din punct, să le așezăm frumos și să începem clipul, să începem să mâncăm. 18, 19, 20, 21, 22. Ia uitați urșilor câte sunt, nici nu-mi intră în cadru, nu știu cum să le țin, să le vedeți pe toate. Sunt o grămadă. Foarte, foarte multe. Da, deci astăzi o să facem un clip din Otto Mănâncă. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vom face un clip din Otto Mănâncă. Voi mânca toate produsele de patiserie de la brutăria Lidl, adică le voi încerca, bineînțeles că nu o să pot să mănânc atâta mâncare. După cum știți, eu sunt și la o dietă. Am ajuns în sezonul 4 din Otto Slăbește și am reușit să slăbesc până acum 44 de kilograme. Dacă n-ați văzut transformarea mea, trebuie neapărat să o vedeți, să intrați în seria Otto Slăbește, să vedeți singura transformare live documentată, singura transformare în timp real, în care pun clipuri în fiecare duminică cu procesul meu de transformare, cu toate mesele pe care le-am avut în fiecare săptămână, cu cântarul oficial. Și credeți-mă, veți învăța să slăbiți foarte, foarte ușor, nu trebuie să vă înfometați, puteți să mâncați absolut tot ce vă doriți. Veți vedea o dietă mai neconvențională, de aceea îmi pot permite să mănânc toate bunătățile astea. Și poate vă întrebați cum dracu slăbește ăsta mâncând tot felul de prostii din astea. Ei bine, secretul o să-l vedeți în seria Otto Slăbește, pentru că acolo vă arăt toate mesele și credeți-mă, mănânc o grămadă de dulciuri, mănânc foarte multe lucruri care sunt interzise la dietă, mănânc absolut tot ce îmi doresc eu și credeți-mă, n-ați mai văzut așa ceva. Este incredibil, nimeni n-a mai făcut o transformare live, o transformare documentată, să pună clipuri în fiecare săptămână și să slăbească atât de mult cum am slăbit eu și să pun atât de multă masă musculară. Bineînțeles că nu o să pot să mănânc toate lucrurile acestea, dar o să gust din fiecare. Mi-am luat aici un cuțit să le tai, să le secționăm pe jumătate, să vi le și arăt, pentru că am aici peste 5000 de calorii, nu știu, cred că am 10000 de calorii. Haideți să vedem câte produse am cumpărat, pentru că nici măcar nu știu câte produse am cumpărat. Aici în partea asta am pus gogoșile. Ia uitați, gogoșile. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gogoși. Aici avem o pizza care n-am mai avut loc, am pus-o peste. 7 cu pizza, da? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Și aici am pus triunghiurile și cornurile. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 de produse, urșilor. Iar în clipul de astăzi le voi testa și vă voi spune părerea mea personală. Vă voi spune care merită, care sunt bune și care nu sunt bune, care nu merită și care nu o să le mai cumpăr niciodată, pentru că nu le-am încercat nici pe toate până acum. Într-adevăr, am mâncat câteva din produsele acestea care le vedeți aici, dar nu le-am încercat pe toate. Ok, haideți să începem cu pizza asta, că ne stă aici în cale. Este o pizza destul de boschetară, da? Mai era și una cu salam decât cu salam, dar am vrut să o cumpăr pe asta, mi s-a părut mai apetisantă. Haideți să vedem cum este. Pâine goală. Ceasul pe jumate să mușu de la jumate. De pâine goală. Cam nasoală. Nu pot să zic că sunt fan. După părerea mea, pizza asta nu prea merită. Dar dacă o vă luați acasă și puteți pune niște ketchup peste ea să o îmbunătățiți, da? Puteți pune niște cașcaval, un șfile, dar dacă sunteți pe drum și așa, nu, nu merită. Haideți să vedem ăsta ce este. De asta n-am mai mâncat niciodată. Este un rulou cu brânză și cu spanac. Da. Da, are brânză și spanac. Hai să vedem cum e. Este bun. E super light, așa. Nu e sărat. Este bun în cel. Se simte gustul de spanac. Gustul de brânză nu prea se simte. Dar e chiar ok. Hai să mai încercăm de astea sărate, că după aia vreau să trec la cele dulci. Ia uitați aici, pizza pe baghetă. Cam așa arată. Da? Din asta am mai mâncat mai de mult. Asta e bună. Se simte ceapa, sosul de roșii, are și cârnăciori, are și niște ardei gras, cred. Are mai mult blat, dar nu mă deranjează pentru că este destul de umed, așa e bună. Cantitatea de sos e destul de mare și nu mă deranjează că e așa mult blat. Nu e uscată. Da. Ia să vedem aici. Aici avem un cârnăcior. Un cârnăcior în foietaj. Din asta chiar n-am mai mâncat. Haideți să-l tăiem. Da. Are și un fel de muștar. Da. Are muștar. Și cremă, știi asta. E bun asta. E chiar bun. Dar are prea puțin cremă, știi.
Deja nu mai am cremuște aici. Și are un sos așa de muștar cu ketchup, cred. Ok, haide să trecem la următorul, nu știu ce să mai gust. Hai să trecem la asta, la cornul ăsta, la ce naiba e. Hai să rup eu așa pe din două. Aaa, asta e cu mozzarella și cu șuncă. Uitați câta bucată de șuncă are aici. E împăturit așa. Asta trebuie să fie bun. Mamă, și cât cașcaval. Mamă, asta e super bun. Am luat direct de unde era cașcaval mult și șunca multă. Da, asta e super, super bun. Mamă, cât de bun e asta. Nu am mâncat niciodată corn din asta cu șuncă și cașcaval. Este foarte, foarte bun. Asta vine să mă umple tot. Ok, hai să vedem la ce mai trecem, pentru că deja încep să mă satur și nu este bine, pentru că mai am o grămadă de lucruri de degustat. Avem aici un triunghi cu pizza, cred. Hai să-l tai pe jumate, să vedem cum e. Aoleu. Are un sos din ăsta așa întărit, scârbos. Zici că e bulion așa, hai să vedem ce gust are. E nașpa. Da, e nașpa rău. Auziți? Hai la luberiță, avem și cum bă, frate, să treacă ăsta fix acum când filmez eu cu luberița lui și cu gogoșarii lui și cu roșiile lui. Ok, deci triunghiul ăsta nu mi-a plăcut deloc, chiar e nașpa. Haideți să trecem la asta. E cu măr, un fel de strudel, așa cu mere. Da, e bun. Mie-mi plac merele, dacă vă plac strudelele, asta e super bun. Are suficient măr, se simte și gustul de scorțișoare, e super mișto. Da, merită asta. Și e și foarte mare, în comparație cu altele. E foarte, foarte mare. Hai să trecem la chestia asta mică, pentru că n-am mai mâncat niciodată chestia din asta mică și rotundă, așa. Ia uite, s-a ieșit așa ușor. Mamă, ce bună e asta. Are un fel de cremă de vanilie, de crem patiser, așa. Da, super mișto. Asta e foarte bună. De e foarte mică. Ia să vedem că parcă mai era ceva aici cu măr. Cu măr, cu crem patiser. Cornurile astea. Deci cornurile astea sunt extraordinare. Cel mai mult am mâncat 7 cornuri din astea. Unele sunt cu gem de caise și altele cu crem patiser, cu cremă de vanilie. Nu știu exact care cum sunt, hai să vedem acum. Asta e cu crem patiser, crema de vanilie. Da, foarte bun. Deci astea sunt extraordinare. Și asta trebuie să fie cu cremă de caise. Din asta am mâncat, v-am zis, am mâncat 7 coruri într-o zi. Mai de mult, când eram foarte gras. Da. Mamă, cât de bun e. Foarte bun. Și ne-am ajuns la umplutura aia mare. Da. Asta e super. Da, și asta. Cu cremă de vanilie la fel, e super bun. Ok, hai să vedem aici, mai avem 2-3 unghiuri, să terminăm cu farfuria asta din dreapta. Ia să vedem ce triunghi e ăsta. Cu măr. Mamă, așa nașpa e mărul. E nașpa rău mărul. E prea acrișor și e mai decolorat așa, e transparent. Mărul ăsta e cum trebuie să fie, mai călit așa, mai maroniu. Ăsta e foarte alb. Nu știu dacă se vede, dar oricum. Mai bună chestia asta cu măr decât triunghiul. Triunghiul ăsta nu-mi place. Îl lăsăm, punem deoparte. Hai să vedem și triunghiul ăsta. Asta e cu vișine. Ia uitați, deja se văd vișinele pe aici. Și are zahăr din ăsta pe deasupra, așa, fain. Mamă, cum e asta. Asta trebuie să fie bun. Mamă, ce acre sunt vișinele. Sunt acre rău vișinele astea. De-aia au pus așa mult zahăr pe deasupra. Nu prea-mi place. Sunt prea acre. Vișinele astea sunt prea acre. Ok, hai să trecem la următorul, ce avem aici. Habar n-am, nu am mâncat așa ceva. E prima dată când mănânc. Deasupra avem nuci. Am simțit imediat gustul de nucă coaptă. Și la mijloc
nu pot să-mi dau seama. Cred că e măr, dar e foarte puțin. E foarte, foarte puțin, nu-mi dau seama. Gustul ăsta de nucă acoperă absolut tot. O nucă prăjită așa. E un gust foarte intens. Aici lângă avem o perniță cu ciocolată. Din asta am mâncat mai demult, dar am fost foarte dezamăgit. Știu că nu e bună. Da. Pâine goală. Pâine goală. N-are nimic în ea. Foarte puțină umplutură de cacao. O aromă foarte slabă de ciocolată. O aromă un pic amăruie așa. Nu e chiar cremă de ciocolată, e mai mult cremă de cacao așa. E amăruie. Mamă, cât de mai am. Nu vine să cred. Asta e un melc cu vanilie și tafide. Da, e sec rău. Nu. E prea sec. Nu recomand. Hai să vedem ăsta, melcul ăsta. Ăsta n-am mai mâncat niciodată. Să vedem cu ce e. Cu dovleac. E greu ăsta. E greu și e umed. Dacă vă place dovleacul, e chiar bun. Nu e nici foarte dulce, dar în același timp are și foarte multă umplutură, are suficientă umplutură. Dovleacul e foarte bun pentru slăbit, dar bineînțeles nu în foietaj. Să-l mâncați așa la cuptor. Eu am mâncat foarte mult dovleac copt în perioada în care am slăbit și chiar e foarte bun, are foarte puține calorii. Dar repet, nu în foietaj. Toate prostiile astea care le-am cumpărat aici, toate foietajele astea, toate produsele de patiserie au foarte multe calorii. Aproximez că un produs ăsta de patiserie are în jur de 300 de calorii. Așa că dacă mănânci 3 bucăți din astea, 3 produse de patiserie, ți-ai luat 1000 de calorii așa ușor. Ți-ai luat 1000 de calorii foarte, foarte ușor și îți va fi foarte greu să slăbești dacă mănânci atât de multe produse de patiserie. Și după cum puteți vedea, eu l-am luat să le încerc să fac un clip special din Otto Mănâncă. Nu să le mănânc pe toate, pentru că nu este bine să mănânci atât de mult. Cred că am aici 10.000 de calorii, de ce să încerc să mănânc 10.000 de calorii? Adică toate excesele astea sunt niște prostii, urșilor. Nu trebuie să mâncați nici foarte mult, dar nu trebuie să mâncați nici puțin, să faceți foame. Orice extremă din asta este foarte, foarte periculoasă pentru organism. Nu zice nimeni să nu mâncați aia, să nu mâncați aia, să excludeți anumite lucruri din alimentația voastră, dar nici să faceți excese alimentare. Ok, cu partea asta am terminat. Am terminat cu toate astea. Mai avem decât gogoșile, da? Să vedem cum le încadrăm. Le punem așa. Aoleo! O să încerc să tai gogoșile pe jumătate. Pam, asta are vișine. Sper să nu fie la fel de acră cum a fost triunghiul ăla sau cineva a fost. E bună asta. Are mai mult zahăr, e mai dulce. Da. E bună. Aici avem o gogoașă de la campionatul european de fotbal. Cred că asta este ediție limitată. E și umplută cu ceva? Nu. No. Are decât glazură. Înăuntru nu e umplută cu nimic. Bunicica. Bunicica glazura asta. Hai să vedem și pe asta. Oh, da. Da. Asta e șmecheră. Asta e șmecheră, care are multă umplutură înăuntru. Mamă, cât de bună e. Doamne, cât de bună e asta. Ce bună e crema asta de ciocolată. Nu este Nutella, dar este foarte bună crema asta de ciocolată. Da. Vis. Foarte bună asta. Hai să vedem pe următoarea. Pe asta nu mai tai, că sigur nu e umplută cu nimic. Da, nu are umplutură. E bună. E suficient de dulce, mă gândeam că nu o să fie așa dulce. După ce am mâncat atâta ciocolată din cealaltă, dar e bună. Hai să vedem și pasta. Wow! Asta e umplută. E genială asta. Asta rotundă e genială. E genială pentru că are multă umplutură. La fel ca și asta, da? Să le țineți minte. Deci asta și cu asta au umplutură înăuntru. Ah, și asta prima. Dar asta era, are cu vișine. Și ultima, din asta cu bezea. Ia să vedem. Nașpa. Are un gust prea artificial. De zmeură, cred. Urșii mei, cam acesta a fost clipul cu patiseria de la Lidl. Am mâncat 22 de produse de la patiseria Lidl, ați văzut și voi. Unele sunt foarte, foarte bune, altele nu merită să mai fie cumpărate a doua oară. Vreau să lăsați în comentarii să-mi spuneți care este produsul vostru de patiserie preferat de la Lidl. Iar dacă aveți probleme cu greutatea, nu uitați să vă uitați la seria Otto Slăbește, pentru că acolo vedeți cea mai șmecheră transformare, singura transformare live, singura transformare documentată. Mai am încă 6 kg să ajung la 50 de kg slăbite și sper eu să slăbesc și săptămâna asta. După cum puteți vedea,
n-am mâncat atât de mult, a rămas foarte multă mâncare. Cred că am mâncat undeva între 1000 și 2000 de calorii, ceea ce este ok. Astăzi am ars peste 1000 de calorii la sport, adică la antrenamentele mele. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, să vă abonați la canal, să activați clopoțelul de notificări și dacă vreți să vă susțineți corpul, să fiți sănătoși, să nu mâncați atât de multe produse din astea de patiserie și să încercați să consumați miere, să consumați produse apicole și dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai bune prețuri, avem zeci de reduceri, iar produsele noastre sunt foarte bune, au câștigat o grămadă de premii la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!